Doamnelor și domnilor, bună seara! Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Noi despre noi. Suntem în an electoral, unii zic un an crucial pentru viitorul poporului, alții tot crucial îl văd, doar că pentru viitorul lor. Viitorul lor se deosebește radical de viitorul poporului. Poporul vrea un viitor mai ușor de suportat, vrea un loc de muncă, un salariu decent, o pensie cât de cât apropiată de suma întruchipată în facturi. Asistență medicală cu adevărat asigurată de poliță. Prețurile cosmice la pâinea noastră cea de toate zilele să devină mai pământești. Mai în scurt, dorințele poporului sunt modeste și deloc exagerate. Ceilalți văd viitorul lor marcat de niște ascensiuni în fotolii cât mai sus amplasate, cât mai călduțe și în același timp înșurubate la mese cu sertare cât mai voluminoase, preferabil cu încuietoare. Știm noi pentru ce. Până poporul cu minte așteaptă marea zi când teoretic chipurile ei decid soarta țării, aspiranții la putere își pregătesc armele. Deocamdată de bătați scurtă, deocamdată nu prea ofensive. Mai mult de tatonarea viitorului câmp de luptă. E adevărat, se mai aud și în această perioadă numită preelectorală, pe aici colea niște împușcături răzlețe de declarații politice. Mai răsună câte o ex explozie cu titlu de bombă mediatică, despre niște conturi nedeclarate, ori niște date biografice mai picante ale liderilor și atât. Oamenii simpli, de fapt, își caută de grijile și nevoile lor. Actorii politici însă nu le dau pace. Le tulbură liniștea cu tot soiul de conferințe de presă, care mai decare năstrușnice, unde spun unul și același lucru. Dreapta zice că era stânga, stânga că era dreapta. Și ambele mâini arată cu degetul spre guvernare. Iată vinovatul. Cam toate aceste bucate politice despre care v-am vorbit mai sus au fost preparate și în această săptămână în cazanul politicii moldovenești. De la o bună luni, iarăși a fost închis aeroportul internațional Chișinău pentru o jurnalistă. Marți a fost auzită în sfârșit și vocea emisiunii Noi despre Noi cu privire la petiția celor 98 de femei care au avut de suferit în perioada prenatală de un tratament medical defectuos. CNA s-a sesizat pe acest caz. Ne bucurăm că am putut pune și noi umărul. Miercuri clocotea opinia publică pe marginea deciziei dumei de stat a Rusiei cu privire la interzicerea emisiunilor televiziunilor rusești. Joi, mare prăpăd peste șoferii care conducă în stare de ebrietate. Toată lumea solicită înăsprire legislației. Și în sfârșit, vineri, cireașa de pe tortul săptămânii politice, suntem convinși, va fi emisiunea Noi despre noi, care o priviți dumneavoastră acum. Pe această notă frumoasă, permiteți-mi să pun punct cuvântului înainte din această seară și să vă prezint invitatul emisiunii. Deci, Valeriu Ostalep, jurist, diplomat, analist politic, ex-viceministru al afacerilor externe și integrării europene. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți la noi astăzi, să purtăm o discuție. Pentru că recent în Moldova a fost sărbătorită ziua diplomatului, permiteți-mi să mă folosesc de, acest, de, această ocazie și de eterul nostru și să felicit cu ziua profesională. Mulțumesc, eu sunt de parte de această activitate. Mulțumesc. Nu, dar oricum, felicitări. Pentru că totuși contribuția este semnificativă a colaboratorilor serviciilor pentru promovare și realizarea politicii externe. A, da? Așa credeți? Asta o să discutăm mai departe. Să, pornim, să vorbim despre lucruri mari. Și nu este secret că politica externă la noi este ramificată. Pe de o parte, președintele țării spre Est și guvernul spre Vest. Vreau să vă întreb, această păguboasă ramificare pentru destinul Republicii Moldova în general și pentru diplomația moldovenească în particular, este ea păguboasă sau nu? Haideți să facem o separare pentru telespectatorii noștri. Există interesele majorității populației, care sunt interesele economice, pe care le-ați chiar de la bună și put le-ați enumerat. Și există interesele politicienilor, Asta sunt lucruri absolut diferite. Deci, politica externă a majorității cetățenilor noștri, astăzi, de exemplu, 12 avioane pe zi care pleacă spre Rusia, și majoritatea transferurilor în ruble rusești. Asta e un indicator pentru mine, care e prioritatea iar declarațiile politicienilor care se schimbă practic și săptămânal, ei doar niciodată nu sunt coerenți. Ei spun că ai vers pe păreț în fiecare an și nimeni nu îi întreabă. Dar tu și spune anul trecut, da? Cum se leagă una cu alta? Pentru că prietenul meu cel mai bun de an, că la sfârșitul 2014 declaram în Parlament, citeză-mă, ca să-i pe comuniști. Azi zi mm -hmm. și de cu dânși, și Oma. foștii comuniști și votează, așa mai departe. Te părți Asta ca să vorbim de coerență, da? Mm -hmm. Sau uh, unii lideri politici au că noi anul este în 2018 depunem de punem cererea de aderare la UE. Eu nu i-am tras de limbă și nici dumneavoastră. Doi ani în urmă, un șir de policieni au spus că în 2018 noi depunem cererea de aderare. Azi nu s a nu, În schimb, iar apare другу меллянка, короче, пести триань, апроксиматива за экзаменом. Ведь еди факт нечто, что кубка политики экстерна требуется реку наш, потому что но нормал политика экстерна есть и реализация, у объективил у нас и экономическая, политическая. Ден пунг дю деря интерес лормажоритеций. Чей корюван дискретус. Ну сам нахной Навин, но и объективами, а вем интересы на цели вичинешь. К Украина, скромно не ешь, ку ешь, ку Руси, ешь, аж самодепарте. Дар

Oricum pot să firm că, apropo, într-o într am privit o secvență dintr-o emisiune recent, cum Gimpul la un coleg de dumneavoastră uh -huh. spune că el acela îl întreabă, dar deși nu a fost unire la început anilor 90. El spune că ei dar pe atunci și puțini vorbeau și limba și majoritatea țării vorbeau în limba rusă și mai departe. Stop! Uh. Dar voi și legislația ați atunci dacă tu azi recunoști că la începutul anilor 90, majoritatea oamenilor își vorbeau limba rusă. Apoi voi când adoptați legislația și e unilaterală și care îi limita pe restul oamenilor, nu cumva voi tot ați adus la conflict care și-au apărut? Nu cumva voi ești generat? Adică tu recunoști sau nu-ți dai seama și vorbești? Dar de fapt așa și era, el pur și simplu după 27 de ani se trezește spui adevărul, că el nu înțelege și spune. nu declară Da, adivărul. și declarații de fac. Dar pe bază și voi dar ați adoptat legislația și ei prin 89-90. El citește azi în Constituție, el se adresează la două articole din Constituție, că limba rusă nu prevede. Om bun, uite că este un articol aparte. Eu tot uitat că el l-a numărat pe în afară de principalul. Dacă nu greșesc, articolul 5, unde scrie care este rolul limbii rusă uh -huh. în societatea moldovenească. Și el a uitat -o. Eu aduc aceste exemple intenționat ca să arăt că problemele Republicii Moldova sunt provocate de politicieni iresponsabili, care la anumite momente și etape istorice a Republicii Moldova, au luat decizii nu în bază armonioasă, nu așa cum este astăzi, dar cum e convenabil lui. Individual. Deci, ne-am făcut rău nouă, Individual. Și ignorând realitățile și ignorând toate... Și pe el asta se miră, deci e zero întreg și un procent. ni se votează cu așa abordări. Și <laughs> După 2014 le-a încă a dispărut. Un an parcă au dispărut ca și miliardul. Nu se vede nicăieri să spun la întrebări și ceva. s iar să Nu, că zi... se discuta că este Ş... următorul pe lista Ş... de celor învinuiți și de da, aceea da, a dispărut. Nu, nu ne învăța el pe noi despre integrarea europeană. Mm, N -n, nu, nu, da. nu trebuie el să spui și să povestească nimic. Da, am eu iar văd la toate televiziunile, dar și, și iar lecții citește el. Și eu când încerc câteodată să înțeleg ce vorbește omul ăsta, eu nu înțeleg la cine el se adresează la mine, la dumneavoastră, la oamenii de la sat, când el spune că trebuie să ne concentrăm pe realizarea eforturilor noastre, concentrează și Apropo, astăzi curcă. a fost conferința de presă de totalizare a vizitei la a domnului Leancă. Poate să aibă încă zeci. El permanent uită Timpul trece tare repede. El vrea iar să pună cele de aderare, nu știu când. Uitați și formulări. După alegeri, posibil am putea să revenim, uitați și frază construită. Eu vin la dumneavoastră și vă rog, de exemplu, să duce și să să de masă, pe masă și la dumneavoastră și vă plătesc. dumneavoastră să-mi spuneți, posibil, eu am să examinez această propunere în contextul realizării sarcinului la dumneavoastră. Și tot, pur și simplu, stilou, trebuie de dus. Așa și el, tu, voi nu povestiți conferințe de presă, voi nu aveți mai mult pe cine să convingeți în țara asta. Cum voi convingeți la Bruxelles, voi singur mai bine ca mine știți. Știu ei foarte bine cum e scult pe den, și, și rezultate au acolo, aici nici de comentat. Uh -huh. Dar ei când se adresează aici de, de la ecranul televizorului la noi, eu deja absolut onest, fără sarcasm. Eu înțeleg, cui vorbește el asta? Cui tu povestești? Luați și și ne vă încurcă. Majoritatea e voastră, vă adoptați oricare legi, realizați și în no, perioadă. Și din punctul, cu tancurile rusești, și, -o, iar unde sunt ele? Păi asta e unica motivație pe Jurnaliștii care... Jurnaliștii e... ruși vă încurcă să construiți drumuri, să le curățesc, și Apropo așa. Apropo, toți europeni, oficialii europeni au l-au întâmpinat cu mare plăcere și cu susținere. Asta de unde știm? Se scrie în mesajele pe care Eu le transmit Eu pot scriu că în fiecare zi să gândesc la mine. Deci considerați că nu prea erau așa de plăcut surprinși ei de vizita Uh, nu trebuie de exagerat și texte de genul ăsta încă o dată demonstrează iarăși infantilismul policienilor noștri că, uh, care cred cu o, o, foiță care nu înseamnă nimic, pot să la oameni, să cum ai repetat de 100 de ori, că e și de dul și de trăit în Moldova. Eu asta așa am avut vedere că n-am spus despre comunicate, de dar nu asta pe noi ne interesează, că plăcut, cu zâmbet, că, că acolo autorul textului este mă apropiem de râs. Uh -huh. El parcă prinește bani cât mai multe adjective spui dulce cum s-a schimbat de la acest comunicat de presă, măcar ceva în percepția oamenilor din Republica Moldova. Sunt întâlnit cu așa comisar sau până la... Voi deja 10 ani tot vă întâlniți. Și tot vă sprijină. tot vă sprijină. să comunicat de presă. Comisarul, nu știu cum, acolo, și-a declarat, sprijină. Clar că sprijină. Dar ce tu sprijină? Dar când a fost împotrivă? Și înseamnă mesajul, că el sprijină. Că o reiterat susținerea, Nu și... Dacă oamenii de acord să plătească așa funcționari care totul le desena așa imagine, noi nu uităm și afară. Eu, dumneavoastră, aici, până și, cu toate că sunteți în centru, de la mașină până aici, de trei ori mai numai nu ucis. În asta tot e integrarea Azi, este integrarea tot integrarea, europeană și comunicatele da. de prieță lui Leang. Dar totuși pentru diplomația moldovenească această ramificație este vest. Oamenii care sunt în afara țării noastre și care duc discuții în diverse aspecte. Este complicat să mergi să explici atunci când la tine în țară se împarte în două dar n-ai cu explicat, dumneavoastră, în textul de la începutul emisiunii, un element așa interesant <gătă> că l-a reținut când ați spus că poporul așteaptă schimbări da, sau așteaptă. ceva. Noi Așteptăm de mulți ani, dar... Eu nu vă țin de aștepta nimic. E că eu, absolut onest, n-am așteptări de la nimeni, în afară de râu. E că și așteptări eu real de la dâns și eu am asta de râu. Da, că o să fie îmbunătățiri sau ceva, haideți să fim oameni realiști. Cine? Guvernul, că ei se adună și sau Parlamentul, da? Care sunt schimbările care noi ne așteptăm, Teți ca să fie, cum îi spun, mai bine? Și gândiți-vă, oameni buni, că viața, puteți să vă îmbunătățiți începând cu satul cel mai îndepărtat, în urmă, unde au rămas doi oameni, și până la municipiul Chișinău, care arată mai mult deja Bangkok, gândiți-vă că nu numai fiecare în parte, prin că se lansează o afacere și asumă riscurile în Republica Moldova, chiar Uh, fie că îți găsești o profesie, fie ocupați, numai atunci tu poți să schimbi cumva viața, în așa cum dumneavoastră aveți profesie în care ai uh -huh. reușit și mai departe, dumneavoastră doar nu așteptați că eu să vă mănățesc viața sau nu, altcineva. Eu nu, eu mă străduiesc singur. Fix asta, dacă oamenii, eu știu că asta sună utopic, dar majoritatea oamenilor în Republica Moldova o să, să învieță când vin policienii la ei înainte de a lege și încep a povesti despre așteptări și promisiuni, Că e cinic o la la Policenca, la mai mult oameni care scroci politici politic, care pur și simplu ne induc în eroare, pentru că nu cum noi am așa să mergem mm -hmm. la alegeri, cum oricare candidat la deputat, e ca oricare dintre înșii, a să descrie, de exemplu, pentru mine, a, viziunile lui politici, cum a să fie realizat pe următorii patru, patru ani. ani mm -hmm. Dar da, tu și buget ai să faci asta. Unde era De unde? Unde să mă uit? A, a, a să ajungem și...

în secret, semnează documentele astea după care se duce la alegeri și candidează din partea cărui partid? Pele care tot el azi critică și care tot atunci el deja cunoștea cu și s-a ocupat tot timpul ăsta. Asta trebuie să știm despre aspectul moral. Și după alegeri, toate au trecut pe listele pe Шесташтептадок вадущится меньше него к ярости министру а тончка нуло десемна. Ел держа удивенит резко счептик, ши где тончка ел держа и ши на партид, не экзистент Катаре. Дикат пифуай ну Это а за то, что требует дештюди с правами не корнечтеск, но муралы, что не ватся, что на самом на Dacă tot vorbim despre Leancă, haideți să vorbim și despre aceste asocieri ale acestor doi oameni, îl adăugăm aici pe Traian Băsescu, doi oameni din politică și discuțiile pe care au până la urmă parcă același făgaș, dar se observă o divergență radicală între aceste două declarații pe care le fac acești doi oameni, Traian Băsescu și Iure Leancă. Victorul nostru privind dezvoltarea, unul zice, Băsescu consideră că integrarea noastră europeană este utopică și doar poate fi realizată prin unirea cu uh, România. Leancă zice că ne pregătim și încercăm în nu știu ce timp să ne unim totuși cu Uniunea Europeană. Aici cum? Oamenii sunt derutați, omul simplu este derutat de aceste două declarații care până la urmă sunt atât de... Pentru mine, iarăși, e un simplu care de asemenea privește și scut. Și are Băsiescu în Republica Moldova în ce înseamnă cate el la în afară de popularitate, eu nu înțeleg. De asta, oricare opinia lui referitor la Republica Moldova, pentru mine e egal cu zero, că el aici nu trăiește. El nu știe realitățile. Și este tot așa cum eu am așa ajunge în Bangladesh și aș povesti, wow, vă, ar trebui cam asta. E cam aproximativ e aceeași situație. Și ne ascultă, și ne crede că el are dreptul să expună și să le dea sfaturi, eu vă doresc succes. Pentru mine, părerea acestui om, vă spun, este egal cu zero. Nu are și expertiză. Mm -hmm. E populist. În un clown care leargă și hai chemați-mă, hai invitați-mă, povestește niște prostii de 200 de ani, cum el le vede și relevanța are pentru noi astăzi, eu nu știu. A doilea, fix așa, tot în emisiune, declară că de fapt el e unionist. Ok, dar de fapt el e vicepremier care sărută steagul nostru, Constituția, și spune că a Republica Moldova. Să e ură una altă. Că nu poți fi, ori tu vrei să izvolți Republica Moldova ca stat independent, ori tu de exemplu, eu dacă aș fi sub și formă adept al unirii Republicii Moldova cu un stat, oricare. Eu nu pot spun concomitent că eu îi vașăm, îi nașăm, mi spăiăm, mi spăleașăm. Spăi. Eu sunt pentru ei dependent, dar își dispară. pur și simplu al Încă o dată la imaginea acestor oameni. Din aceste conștienti, pentru mine prezentul doar interes științific. aberațiile astea lor, cum să contrazic, ei sunt gorpidești și îmi pare rău că ziariștii câteodată, eu când privesc aceste emisiuni, ei pe mine miră. Că ei nu-i nu întreabă, dar noi pentru asta doar invitați. Nu, tu poți să expui sincer și o nes o părere, dar spune-o să înțelegem. Tu ești A or B, dar, eu sunt B, dar dacă cu A ce, un punct de vedere trebuie. Ei n-au punct de vedere și atâia ești tot îl poartă într o parte înaltă, cum trebuie astăzi. Iată de ce pentru mine părerea acestor oameni ca și multor altor politicieni care astăzi vorbesc despre nimic. Pentru că dacă noi am vedea la televizor și aici, iar un copiat în ziare, ești și nu mă interesează dacă eu ocupă și o funcție și îți plătiți din noi, să ne spună concret de unde e bani anul este. Nu peste 10 ani și nu peste 3 ani. Uh și -huh. știi unde și tu peste 3 ani, spui tu ne despre aderare la Uniunea Europeană, știind foarte bine că următorii 20 n-ați fi nici extindere. Dar dacă chiar și asta nu știi, dar mă după atâți ani, o să-ți pregătească o foaie și țărăte, că pentru ca să depui cererea de aderare, înainte asta trebuie să îndeplinești criteriile de candidat.

Băsescu este foarte des invitat la unor emisiuni și de ce are posibilitatea de a-și exprima orice opinie și apropo face și analize politice la uh, actorii noștri politici și se dă cu păreare. Da, dar iarăși, măcar o dată să, să, aud ceva care se leagă una cu alta, dar la dânsul doar tot nu înțelege. El acuză, de exemplu, guvernarea, dar totodată zice, dar nu m-aș grăbi să exclud o alianță tot. Tu te ori crici, ori faci alianță. o excludere permanentă asta din prima parte a emisiunii și costă prierea acestor policieni. Dar policienii noștri, cum eu nouă dată am spus, ei nu au veniți de pe lună și neva îi votează și îi susține, ei sunt partea societății noastre, așa cum suntem noi, așa și ei. Eu, policiei care mă reprezint, nu am în Republica Moldova și de asta încă o dată repet, eu n-am așteptări și nu mă aștept de la nimeni nimic, spre regret numai la fel de fel de nebunii, că noi degradăm ca societate și asta se referă și la instituțiile de stat și, respectiv, eu sunt conștient de ce avem noi astăzi în de stat și cu se ocupă. Dumneavoastră ați avut o postare uh, pe rețelele de socializare vis-a-vis -vis de cele trei sate care au luat o decizie de unire cu... Uh, România, să participe, să act, să participe. Nu, da. cele trei site, e grom că scază, Acolo sunt 4 5 oameni, acolo scări, fotografiază. Da. da, și ați mm. zis să se sesizeze SIS-ul și autosesizeze. Ce, ce părere aveți? Cum, ce drepturi are, drept are, o localitate, o autonomie locală să ia așa decizii? încă o dată eu vreau să clarificăm. Acolo, ca și în 1918, tot cu așa numită unire, s au strâns acolo 70 de oameni din toată Moldova și încă istoria parte cum s au strâns uh -huh. și cum au votat și așa mai departe. Și vrea poate să interesează să doamna, multe materiale la subiectul. 70 de oameni au hotărât că gata, noi ne unim. Așa au hotărât ei. 70 și au zis prin majoritate. Fix așa în satele și ele, eu am văzut pe scări niște fotografii, 3, 4, 5 consilieri, care încă trebuie să vedem în ce stare erau. Și după și Procedura o de de documentele este, că era sara și tot era niște sărbători. Și o semnate și documente, le-au postat pe internet. E că eu a, sara mă și cu vreo 10 oameni și tot ne unim, de exemplu, cu o stat care nu ne place, și postăm pe internet și intrăm uh, în Norvegia, de exemplu. Halucinantă, dar ce nu. Uh, eu în contextul acesta, la mine de mult apare această o întrebare, că noi avem multe noțiuni publice despre care foarte puțin se cunoaște și foarte mulți vorbește, dar puțin înțeleg despre ce vorbesc.

Dacă nu este Noi avem, avem mai multe puncte, dreptul la multe puncte de vedere, avem. Dacă uh -huh. să-i place România, de o la Rusie, de exemplu. Unul vrea să unească cu România, dat o cu Rusie. poți să fie așa, poate. Dar de ce într-un în caz se separătește, dar în altul, nu știu cum, tot e normal. Uh -huh. Deci ar trebui să... Astăzi, apropo, domnul Novak a depus la SISO sesizare. Eu, cetățeană Republicii Moldova, am un singur pașaport, și altul n-am avut și n-am uh, Pe mine nu mă interesează alipirea Republicii Moldova la nimeni și nicăieri. Cu toate problemele și cu toată drama gravă a societății noastre și îmi dau seama, la vârsta mea nu mai văd un mare progres deja, îmi dau seama... No, eu, sunteți da. foarte pesimist. Nu, no, eu sunt a... realist, eu întotdeauna spun așa, că e și interesant. Uitați-vă, eu de ani de zile spun una și așa eu niciodată nu dau nici în stânga, nici în dreapta. Eu vorbesc permanent, practic unul același lucru. Pe trei ani urmă eu eram și separatist, și agenta rușilor și vrei, Astăzi liberalii, uitați, vorbesc fix ce și vorbesc eu. Doar pe altă filieră, altă lată. Nu, no, dar îi dâns și tot. Eu observat că și pe străzi noi, și că guvernarea parcă ...ni tu nu și cu democrație, și cu restul. Ai, pentru că hmm. au fost scoși din tren. Adică voi cum nu O începeți să observa viața reală,

nu le mai înțelegi. E că real, eu ca cetățean a Republicii Moldova, care nu vreau și nu admit uh, dispariția țării, alipirea și așa mai departe, eu toate gândurile mele sunt dreptate cum să o dezvoltăm și asta e posibil numai economic, respectiv bazându-ne pe realizarea interesului nostru acolo unde se poate. De deci, cum văd eu. Unde suntem mai efectivi. Da, unde, și unde, repet încă, unde se poate. Că eu tot îmi doresc, de exemplu, pentru marea mare majoritate a populației, un nivel de viață ca în Germania, dar eu știu că majoritatea populației la noi nu, nu corespunde standardelor de concurență. Ei nu pot fi ca germanii. Asta e păcat, mm -hmm. dar nu pot fi. Voi nu știți atât și nu puteți face atât. Noi încă 50 de ani ca să reușim să Dacă, fim. Dacă, dar mai mult decât voi nici nu vreți. Pentru că o problemă a instituțiilor noastre de stat este că nu numai că nu pot, ei deci nu vor. Multe cazuri, la, mai ales în organele lesi care eliberează ca pe la primărie, amu parcă să mai ved, parcă ceva mai trezesc acolo niște idei, niște, dar toți ani niște, până acum, dar și-au rămas încă în vigoare, că au rămas majoritatea tot pe acolo. colo acolo la tătăi nu. Oricare document la și nu, nu se poate. Dacă te duci civilizat normal, nu, nu se poate. Dar unii nu te întorci, tătăi împotriva și a logicii, și a sensului, și a legislației, da? Tătăi

Absolut onest, fără fuiță să spună, oameni buni. Nu uitați-vă pe împerjur și trebuie să înțelegeți. Bugetul eu n-am de unde să-l inventez, el e public. Noi că cât așa că și proiecte noi putem să facem. Eu dimineața până sarea, să vedeți ca să realizez 1, 2, 3. O, om serios. Dar dacă e iară tot una, una și alta, cum și va integra? Nu, cel ceva? mai interesant a fost declarația domnului Filip, pentru că în urma raportului pe care l-a făcut, că este tot foarte frumos, foarte bine, economia noastră merge în creștere, dezvoltarea avem, totul. Și când asculți așa, se face așa, nu știu cum, scârbă pe suflet, realitățile și cu declarațiile cam se dezbină. Da. Uh, vreau să vorbim despre modificarea legii cu privire la securitatea informațională a statului. Pare mi se așa e corecție numește. Noi mai zicem antipropagandă, uh, legea antipropagandă. Uh, Drept replică, Federația Rusă prin forumul legislativ a venit cu o decizie. Uh, unii consideră această declanșare a războiului rece între aceste două state, uh, iar alții zic că este doar o, o niște decizii, declarații făcute de un partid care uh, sunt pe, pur electorale. Uh, totuși ping-pongul acest de declarații dintre legislativele acestor două state este joc politic sau este strategie geopolitică? O să vă mirați de răspunsul meu. Mie mi În secolul XXI, oamenii care se interesează de oricare subiect, iată, de aici pe loc, cu dumneavoastră, găsăm oricare televiziune, oricare emisiune, așa mai departe. Dar vorbim serios. Uh -huh. Da, se spună că mulți oameni de la sate, nu toți au iPhone, așa mai departe. Dar în mare majoritate a cazurilor și care se interesează o să găsească oricare emisiune. Și din România, și din Rusia, și din Ucraina, și de care vreți. În aceste considerente, pentru mine, discuțiile este inventate de politicieni referitor la propagandă, pericol, din, ori, din oricare parte, eu într atât de dezamăgit de calitatea lor. La că eu, eu pagina asta în și am nu, nu, mă interesează nici ce spun Chișinău, nici ce spune Moscova, nici ce spune te împreună, pentru că asta e o pistă absolut falsă. Astăzi, un om care se interesează, eu citesc tare multe cărți, eu zilnic citesc minimum o carte, dar și mai mult. Eu pe mine, dacă mă interesează ceva, eu găsesc această informație și o contrapun și călătoresc și mă interesez și găsesc viziunea mea care mie nu poți să-mi o impună cineva uh, de la URT sau cineva de la TVR România. Eu am cap capacitatea și aptitudinea de a analiza și de vedea cu ochii mei ce se întâmplă. Și pe mine nu pot să mă convingi că pe mine mă amăjeşte. Dar pe oamenii care pot să imaginească de exemplu, cu un sac de urez, mm -hmm sau cu crosante, sau cu orșii, Dar asta nu înseamnă că e pericol și televiziunea. Dar eu asta percep mai mult ca o pistă absolut falsă politicienilor, uh -huh. care sustragă atenție de la lucrurile reale. Și iată, iarăși oamenii se împart într-una sau în altă. De eu, eu zice așa de sceptic, oamenii încă o dată, repet, care chiar vor să se informeze

reguli, mulți au mai pus recunoscute, care țările între dânsele le respectau. Asta tot s-a terminat. În 12 13 nu există niciun fel de reguli. Cât mai mm, nemernic, cât mai uh, ireal de nedestoinic din toate punctele de vedere, viceversa, dezinformare, banii enormi. Tot asta este de implicat încât Republica Moldova e ieșit de mic în raport cu procesele globale. Când ne-am implicat noi de o parte sau de alta, cu toate că să vă spun sincer, aici un mic secret, vă deschid pentru prima dată despre propaganda rusă, eu am auzit vreo 5 ani în de la un diplomat occidental, care într-o discuție privată, salutări colegilor mei de la SIS, nu știu dacă ați fixat în cea mea, deci, într-o discuție privată, ei mă întreabă din Occident. De deși părerea ai despre influența presiei rusești supra Moldovei și mai Pentru că și biserica e interesată atunci. nu știu, uh -huh. nu, știu cum așa? nu serios am luat discuția. Dar ce să faceți? Că eu încă în râd, zic, de Uniunea Sovietică cu fost de zanăvi și voi cu Europa liberă și așa mai departe. Zic, eu sper că voi n-ați de nebunie de este. Că pe următoarea etapă, interzicerea filmelor și apă cărților și zic că asta anul 34, cam, eu l-am da, mai văzut, da. Cu arderea cărților și așa mai departe. Și avem aici vecini la care asta dăm să întâmplă. Uh -huh. uh, ieri, la, în Ucraina, o televiziune a primit amendă pentru că au arătat D'Artagnan e tri mușchetor. Eu pere, cred că, că nu o să ajungem la așa ceva și la noi, că asta deja este... Eu tot așa speram, da? De exemplu, vreo 4-5 ani urmă, când discuția și a au avut loc, ei tatonau atunci, da? Încercau să afle. Uh, dar vedeți că s-au ajuns, C da? Cu pași mici. De departe, da, să ajungă ei. Dar eu iarăși îl eu nu știu cum... Deci am spus că nu da, tare da, mai interesantă. Dar aici da? Federația Rusă să vină cu vreo reacție? Sau trebuie să stac așa cum o făcea Ietă, mai înainte? Eu absolut sincer vă spun, К... кумшу вам подглабочку меня это керну мы федерация русские интереса есть уж и джен я какари съели люди удимолца не черк сляху они шли реализе mm -hmm. да и ну и вэд кто активизация якуза не импликария ну но же колода что-то и нигде не видно дар потеки приеммин <laughs> <Десвет. laughs> а... да вэд да вор я не знаю с ее ну к нос пимини пока читатья на Республика молдова încă trebuie nu mă afectează, nici prin pongul ăsta. Și la autorități, la deputați și așa mai departe, cu toate că interesant să vedem deputații care au votat tot cum votau și părerea eu și în ce ani în urmă, de exemplu, același subiect. Tot din Și, și, părerea asta peste 2-3 ani, tot pe mine nu mă afectează nimic legat de informații. E că interes și stă. Dacă vreți cărțile,

Ca să analizeze. Analizați, singuri gândiți-vă, n-ascultați în masă nimic, pentru că noi trăim într-o lume unde metodele de manipulare și de dezinformare sunt utilizate în scopuri politice pentru a acoperi interesele economice, asta nu e niciun noutate. Și asta e la nivel global. Domnul Dodon a zis că președintele țării a zis că această acțiune de interzicere este nu altceva decât înrăirea Federației Rusiei ca aceasta să vină cu niște interdicții sau să facă niște pași mai duri împotriva Republicii Moldova. Vedeți, eu discursurile politice intenționat vreau să le evit. Eu la începutul emisiunii am făcut intenționat separarea asta. Da? Că sunt, eu mă atribui la primul grup. O, eu cetățean. Dacă vor. Dacă vorbim despre epopie a jurnaliștilor interziși la graniță, apropo, care Pici, și. Da, colegii colegi mei de la Ostankino, da. și eu am făcut parte cândva din echipa asta de la Ostankino, ce se întâmplă cu aceasta? Nu pot să dau un răspuns, sincer, pentru că nu cunosc, nu vă dolea că logică în toată chestia asta, pentru că uh, oricum ei filmează, oricum ei pot să filmeze reportaje de la ei, de la cei care filmează, de exemplu, fondalul parlamentului nostru sau fix aceleași cuvinte le spun acolo, sau imagini, imagini poate să facă. Da, imagini pot să facă. Eu însă jocul este așa de, de amploare, tot, iarăși pe, pe, mine, nu, cândva despre Moldova, despre moldoveni se vorbea că despre un stat primitor, cu oameni buni, așa mai departe. Asta deja nu. Păi, Asta eu îmi pun întrebarea. Guvernul este frică că o să vadă jurnaliștii ăștia niște lucruri? Eu nu, eu nu pot să explic. Adică, înțelegeți, pot să dai explicații când sunt versiuni, când dar uh, tot... Uh, noi avem și un fel de, din punct de vedere legal, acolo sunt întrebări, că eu aud de la grăncer, că îi spun că nu au demonstrat uh, scopul vizitei sau ceva de genul ăsta, dar moldovenii ăștia, o și în sudimie acolo când se ducă, noi și spunem la frontieră când intrăm în uh -huh. cum se probiesc, și se demonstrează. Nu, dar eu aș înțeleg că există o viziune a securității țării noastre și eu cu fiecare zi sunt tot mai sigur de la și e că nu ești un jurnalist din Rusie. Eu în le spun, dar haideți <cum> să vedem. cred, mai... că e mai bine. Po po a, poate, poate -Atenție de la niște probleme mult mai importante. Iată, au apărut o săptămână întreagă, săptămâna trecută și aceasta, nu mai știri despre interzicerea jurnalistilor <cum> Eu de totodată mă uit că e, se intensifică delegațiile. Știți, odată este și un aspect e curios că e, 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 este clar că ceva se întâmplă. Mm -hmm. nu? Este clar că asta e dar totodată se insistă. Da? tot mai mult și mai mult. În fiecare zi când deschid presa și văd că iar interzisă, zic, -și", și, au interzis, să zic, da, și ei se dau un rând în fiecare zice ceva. Eu cred că este un subiect care ține de dialogul la nivelul cel mai înalt, că ceva se întâmplă. Eu nu cunosc, deși nu, în mod normal trebuie să fie găsit o soluție, că noi avem conducerea țării. Sunt mulți, avem parlament, guvern, președintele. Eu, cum cred, ei să discut între dâns și să fie o explicație la toată chestia asta. Dacă ei, nici și ei nu explică, că eu mm -hmm. n-am auzit mm -hmm. explicație mm -hmm. ca asta. E. Mm -hmm. Nu, eu de, de, de găsit, n-am mă dau cu părerea, inclusiv de ce eu încă o dată repet, pe mine asta că cetățean nu mă afectează. Eu n-am iluzii referitor la imaginea Republicii Moldova, pe noi nimeni nu ne mai consideră de stat primitor, cu oameni buni, așa mai departe. Asta deja nu este și tare mulți ani -ar lua ca, ca asta se întâmple. Trăim în alte realități. Este clar că în Republica Moldova sunt foarte mulți oameni viziuni categoric uh -huh. ca anti-rusăști, categorii. și uh, pe fondalul acesta crește numărul și uh, viziuni anti-occident. Asta e foarte clar. Contrabalansarea asta e o problemă care trebuie în mod normal să preocupe politicienii în ceea ce ține de viitorul nostru ca securitate, pentru că polarizarea asta la nivel de societate, ea, când se încălzește, ea să fie cu timpul nu doar la nivel de discuții. Iar uh -huh. Iarăși, ei nu citesc nimic cărți și nu se ocupă de așa subiect, ei se ocupă de altceva. Dar ei ar ști că următoarea etapă în așa societate polarizată, oarecum, odată și odată, asta duce la conflict civil ce s-a întâmplat în Ucraina la timpul său și în multe alte părți. Da, nu asta, dorit, eu nu un... dorit. asta, eu văd, asta eu văd un risc foarte serios pentru noi și vă spun absolut sincer că eu nu cunosc și din situația asta. Pentru că polițienii fac intenționat, și câteodată uh, artificial creează probleme acolo unde el nici în mare măsură. E că chestia asta liberalilor rămân cu limba rusă. Nu știi cu bredul este. Nu cum, tu nu cunoști realitățile de aici. Eu uit deja, că nici nu să vorbesc un, de Transnistria, nici nu vorbesc de regiunea Găgăuză, din Nord. De, tu, tu și nu te orientezi în spațiu, nu înțelegi care e rolul limbii rusă tu vrei să-i interzici scoț. și scoți. Eu și așa am pretenții tare mari că om adecvat, cum eu consider, la cei că asta fost limitat peste tot. Noi avem așa o istorie, noi o limbă bogată, noi trebuie să susținem. Trebuie să facem orice ca să se dezvolte. să mi peste, te interzici, ne, ne facem că nu a fost, că noi, no, nu i cu... și invenția lor de populismul lor de data săptămâna trecută cu CSI-ul, că ieșirea din și, 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 și asta Doar asta înrăiește societatea, o strage de la oamenii să nervați pe lipsă progresă în domeniul social-economic. De aici încă se mai spune că n-ați puteți să vă adresați nicăieri, de exemplu, în limba voastră, să vă limităm și în asta, să de CSI. Un fel de trolling de primitiv, dar atât de irresponsabil. Și care oamenii după aceasta sunt, nu, nu e lipsa banilor, dar, încă și temele acestea care sunt destul de uh, dureroase da? și sensibile. Un alt capitol al discuției noastre, aș vrea să -o, -o, o dedicăm declarațiilor noastre vis-a-vis de SIS. Da. Uh, ține de vendetă. Ține de poate vreun ordin de undeva a unui, a unui om sau eu încerc, oficial eu, sau da. este vreun... Eu încerc să mă descurc mai clar în situația asta. Eu în primul rând cu această structură am o relație de dragoste de tare mulți ani. Pentru că uh, ei cam permanent, nu știu să spotecnesc de mine, și asta ține de zeci de ani, în sensul adevărat a cuvântului, permanent e și vă se interesează, dar și faci, dar și citești, da' unde se duci, cu toate că e transparent. Așa, uh -huh. că, pentru mine nu e noutate. Au avut loc niște incidente în 2009, foarte neplăcute, uh -huh. uh, despre asta mai puțin știi, dar tot cu ei a fost atunci un scandal foarte serios pentru mulți policieni de astăzi ar fi tare neplăcut dacă eu aș povesti și porcării au făcut ei atunci și uh, am să cam un fel de scenariu, din prostie, ca să iesesc adevărat uh, a cuvântului vorbă de prostie, uh, eu am depistat la sfârșitul anului trecut, și uh, iau și niște metode destul de primitive și structura asta, ca și multe altele din țara noastră, își pierde din profesionalism și din viziune și acolo oameni care și sunt restul părților.

что-то плут вредцуй тацыво, кен есть, кучиню есть, есть, какие тут сгндиас, что это нам придумать. <coughs> Дар, ласвашиту анулу и еще интенсификат простили, чем просто не выйдешь, а вертись из Есть и я вам тот что супечунили, тетаста и кордона, девичи директор из Uh -huh. De asta eu și-am scris public despre chestia asta. Și da, am văzut pe de socializare. Noi să ne discutăm în toată istoria asta. El să în timp cel mai apropiat această control civil a uh, verificare civil, activității serviciului și eu tot să povestesc ceva cu ce se ocupă ei și niște metode speciale, unii am aninat ce fac ei. Eu m-am adresat și o scrisoare la procuratură, că eu deja am experiență când eu m-am adresat la procuratură și a fost intentat dosar penal pe uh -huh. Ascultare, interceptarea ilegală, telefonul meu, i-am zoar s nu înțeleg. Nu, și tot așa, eu nu văd nici o vendetă, eu asta numesc foarte simplu. Asta nu, e vorba e... de relații personale. E... De... Nu, asta e o prostie de lor. <coughs> să vedem nou director, dacă n-ați fac concluzii, eu și lui să explic și că e despre dânsul. Uh -huh. Până la urmă, stau lucrurile prost la noi în țară și ne străduim să găsim Măcar puterea în bun, interiorul. Nimic bun în realitate pentru că, dacă tot pe scurt referitor la, la această structură, un serviciu de informații, el în activitatea lui este foarte important, foarte atent să cu oamenii, pentru că noi îi plătim. Asta mm -hmm. eu cu dumneavoastră le plătesc lor salariu Și atunci când iau oricare dubii, da, referitor la un subiect sau altul, ei trebuie să lucreze așa, ca Doamne ferește să nu atingă viața personală, demnitatea, să nu se audă despre chestia asta, trebuie făcut legal, foarte atent. Pentru că dacă tu te porți prostiește, pe asta rămân urme. Și atunci eu cu toate că am fost destul de tolerant o perioadă față de dânsii, știind ce fac ei. tot și eu am tot drept, am un exemplu să spun că eu, cu și ocazie, eu, tot de exemplu pot să pe balanță să-l fotografiez. Liber? Și eu să

nu corespund de interesul nostru național. Și eu pot să dau în o genere, interpretare sisul, la asta. Toată activitatea lui corespund interesului naționale al Republicii Moldova? Sunt lucruri care ei fac pozitiv. Evident, dar eu atrag atenție că eu mai mult timp eu am răbdat chestia asta. De eu, dacă am ajuns să ridic eu așa întrebări, asta A înseamnă că îți depășite toate chestiile, că eu nu numesc astăzi numi. Eu, chestia okay. asta, practică în următoarele zile, ea să fie consumată într-un fel sau altul. Dar eu îi pregătesc domnului Balan mai multe surprize în viitoare. Și el, să, dacă vrea, eu să-i spun lui public, absolut că și nu participat în chestia asta, public, și eu să-i arăt și numele, și în ce locuri, și cum asta a fost făcut. Și el a din funcție asta, eu garantiu, dar eu până la sfârșit eu, cum am scris în postare, el trebuie să paște vașele, de nu să ocupi cu așa. Să înțelegem că totuși vinerea este cereașa de pe tort, emisiunea noastră de astăzi <laughs> și așteptăm cu sufletul la gură următoarele zile ca să vedem ce se va întâmpla. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru discuția din această seară, dar până la urmă suntem cu gândul că anul electoral nu va pune în acțiune doar niște lozinci politice, dar va face politicienii noștri să se gândească mai mult la oameni și nu doar să facă declarații goale. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să aveți un weekend plăcut și vă aștept marci vineri la 19:00 la emisiunea noi despre noi. La revedere.